din Apex, cum o cheamă? A? Aia de heal. Zici că are accentul ăla din Apex de heal. Nu știu, nu știu. Cum o cheamă? Lifeline. Ah, Lifeline. Nu, că băiatul ăsta e fenomenal. Dar nu pare, pare accent de rus, nu, parcă pare are, parcă are accent de altceva, nu, nu pare că, nu e accent de rus. Nu știu, nu știu, nu știu. Where are you from? Dangles, Peter. Mr. Dangles, Peter, where are you from? Nu vorbește chestii inutile, Andrei, decât despre dungeon, dacă ai ceva. Da, corect. MC Dangles, I like your accent. Ruski. Mitu, adere acolo. Ui, bliat, ruski. Чего да утрак? Рускиш? Рускиш? Танк, where are you? In his world. Алоски. Да лив ла данжен, ма? No way. I need a gem. Oh, he's leaving to put the gem and he'll come back. He need the gem. Here is what there is, we wait here. Be patient, guys, be patient in life. Level 20 pe asta, pe arc. Da, Andrei, să-și ia omul gemul. Așteptam, atunci. Nu le dă taunt fără gemul ăla, cred că. Da? Păi chiar nu le dă. What? A, au intrat cineva în company. Bă, dar latră și câinile ăsta a făcut familia, mă, de câine. Da, de asta m-am dat și pe mut, că l-am dat de tras la mult. Adio, nu știu de ce. Odată asta, uite, mi-e picea legendare, da. Da, pe ce, cu ce mă ajută că mi-a dat el? A, nu, îi dă ce item are nevoie el, gen. Mm-hmm. Gen tankul nostru. Da, da. Titanic, bă, da, ce item e să mor eu? Holy fuck. Da. Până la boss-ul mare mă pun și eu pe maschet. Mă fac și eu niște level la maschet. E ce maschet am, Mateo, îți place? E așa subțire. E foarte subțire, nu știu de ce așa subțire. Chiar mega subțire. Tu vezi, Andrei, ce m-am schimbat de haine. Bă, băiatule. Măi, băiatule! Ai, că asta așteptăm, după asta am pornit și filmarea. Hai că pun pauză, de fapt. Asta până este. Asta este, Mateo, trebuie să... Ok, am revenit între timp și-o găsit, ăsta, tankul nostru, sabia. Aia nebună. Acum ne băgăm tare forță pe dungeon-ul ăsta, să-l facem.
Da. Spear mi-a dat expertise, dar n-am nevoie. Mă dat de key. I have the key. Only one person needs swords. Ok. Iată-l, pe șeful meu. Deci e șeful tău? Șefuțul nostru, Andrei. No, nu ai treaba ta. Oh, 105 life step. Expertise footer, plus 80, nebun. M-am spart repede. Da, vezi altfel. Altfel stau băieții. Dacă m-ai lăsat singur în dungeonul ăsta, cred că m-aș pierde. Bă, l-am memorat un pic de două ori de cât l-am făcut, da. Da, tu te-ai pierde un pic. No. Ai. Ai scountrat, bun, tate. 570 footwork. Mi-a dat ceva legendar. E resursă. Da, 100%. Da, o creangă mi-a dat. Știi, bun. This big pole, tank, come with me. Ia-o-s. Big pull, ready? I may keep out damage that way. All the way. I tell you when to taunt. Explica băiatul ăsta. Taunt here. Bă, așa da, Andrei.
DPS, muskets first, muskets first. Dar de unii muskets, că sunt în spate. Nice. Oh, spear, nice. Broken hatchet. Escape professional battle standry. Professional. Professional player el. Ce trecu de inima se învârte mai aici. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, am venit și la tine. Nalulai, gugoie, nilavi fly, ma fur, nilavi fly, ai fur. Să vină Crăciunul, să mergem la colindat, Andrei. Da. Facem mulți bani la colindat. Ne mai primește numai pe noi la vârsta noastră? Na, cred că ne dă și un pom în gură. Doar dacă mergem cu... cu capra. Da, capra sau cu ursă. Da, ce mă temeam de capra când eram mic. Da, sorme este mea, eu nu mă temeam. Ei, eu mă temeam, Andrei. Sorta, dar tu nu. Tu eram șmec la Andrei, să zic. Când am văzut capra aia, că vine în fața ochilor mei, călcată de tren. Andrei, mi-am lăsat haine mergând, dar nu mi-ai dus afară. Păi, dar nu mi-ai zis, mi-ai zis numai de alea, de care le-am dus mă. Dar de unde m-am, că nu mi-ai zis. Bine. Și la click-clan. Please kill muskets first. Ok, brother. Ok, brother, we'll kill muskets first. Tank here. Cât e R539? Cât? 559? Nu, 539. Cel mai prost stau la chest. Cel mai prost stau la mânuș. Tot 505 am, așa-i? 513, bă, stai cu minte. O, 50 braș Arsenal. Cel mai bun al la căciulă, 591. Mă. După aia urma de 585 și după aia de 578. Bă, dar stai bine, mă. Da, dar la amulete stau pe 500. Da, dar la amulete cine mai greu mai tine, n-ai pretenția că da. Ales să fac ultimile. Și probabil nu-mi da niunul ăsta, nu știu. A? Probabil nu pic așa... bine, nu, acolo cred că trebuie să, dar nu picne chiar bine, trebuie să craftezi tu chesturi de alea. A, da. Da.
Da, mi-a dat deci din poison. Da. Nebun rău. Băi, ești prost? Am murit și eu. Dacă noi distrugem mobii... Da, pe trebuie să batem cultiștii aia. Ești acum al doi. Altra mea aici. Nice. Bun. Pe spir, iar... bă, băgam eu spirul. Iar mi-a dat footwear. Mi-a dat un arc, Andrei. Ce arc? 90? E bind un pic, oricum. Acum am arc, nici nu știu, nu știu, am trei. Bun, acum ajungem la scheletul ăla. Acum ajungem la... Meu. La Optimus Prime. Meu. La Pekka, Andrei. La mini Pekka. Da. Mini Pekka. A, nu ia pe aici, băiatul. Hai, pe ăla, pe ăla. Am colegii, lucruri, tăi, copacești. Da, e nebunul. E nebun, Andrei, omul ăsta, nu o dai cu el. El tai copaci, Andrei. El ia tot, el. El e nebun, mă. El e professional player, Andrei. Da. Iau-te-l. Așa făcea, mamă, când auzam Andrei așa pe Valheim. Da. Ta. Mă speriam deja. Oh, facea nebunul ăla de care tragea din cer, mă, da. Bine, mă enerva mea, mă. Așa o fac chestiile astea mari, Andrei, cred că. Bă, du-te, dracu. Don't let robots see you. Să mă bată, mamă. O, mortarone. Ați păsit ceva acolo în spate? Am murit și am luat. Da, da, înviat-l. Nice. Wait for team. Of course.
Voite Destroyer. Da, acum am vrut să zic eu. Ce nume nebun. Cel mai nebun. Nu știu că suntem de după căruț, Andrei, cum suntem îmbrăcați noi doi pe lângă ăștia. Ce să facem? Asta e. Păi da, nu vin chiar, dar... Bun, și asta aici mergem lejer. Da, aici nu e greu. Aici se face repede treaba. Ce se face dacă ne faci? Mulci caprele și taci. Mulci capra și taci din gură. Pentru că ți-ar putea să suge o murătură, ce rime nebune. Barz. Oh, because I left, I don't have first blade anymore. Ce n-are? Asta. Poartă, nu știu ce. Great sword, na, bun. Header. Am header, Andrei. 595. Bun. Hai, mai ales până așa să te șai terminat. Da. Atunci azi e marți? Sau? E luni. E luni, ok. Vrei, făcuți plus bolo? Bun. Trebuie să mai batem pe aia. Muschia 517, nice. No, mie mi-a dat perk. Ai. Nice. Nice, 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 nice. Ne-am părit un pic, iubesc, dar nu am nimic. Bă, dar topim pe ăștia. Da. Mai este unul în viață. Nice. Bun, și acum am plecat la Portalation. Aici e alt boss care parcă era ceva cavaler. După cavalerul ăsta e bossul, ne-am ajuns noi. Da. Pe sword îmi dă mie. Headwear, nice. Nu, Mateu, tu ai față de sword. Nu, no, față de sabie, nu de... Nu de, nu de fire staff. Staff, fire staff. Bun.
So this is the boss where everyone left, I don't know why. It's very easy, very easy. Don't stand in circles. Don't stand in circles, yeah. Ouchie does not go away. Avoid circles when and when he start getting you and dodge the stuff he's shooting with the bow. Dacă faci archeo acum așa. Cum la început. Ia-o doar, vede cu coada. Oulu. Nu te vezi? Aia trebuie să dai dodge repede. Da. Când dea. Ok. Ok, că data asta e RNG bun la cercuri. Nu prea le mai pune așa handicapat, câteodată le pune la handicapat rău. Pe fază că și la mine dacă le pune eu am abilitatea asta. Care am un moment destul de bun. No. Nu, și acum se spawnează și el. Ce? Oh. Bă, dacă te mai trage din astea. This is great time to just eat him with your hatchet. Use hatchet and just eat him. Okay. Oh, I'm you see where though. Ads spawn is safe next round. Ah, yeah, was chicken spawn as otherly. Da. Is safe for another round. Acum e în mijloc. Bă, o mințit. Dar nu se spawnat în mijloc, aici unii era el nu s-a spawnat. Ah, da. Da. Ce-i dat? Ai zis dus mai departe? Da, așa. Ok. Ai încă 3 din asta. Da. Adică îl putem face. Sunt curios următor acum că nu am mărut de el. Da, următorul. Eu încerc tot să stagnez. Cum se cheamă? Debuff-urile mele, da. Bă, ești prost. Se dau damage-o, băi. Bă, ce mort sunt. Ok, nu sunt mort. Nice. La aproape sunt mort. Am murit. Yo. Unlucky with me, guys.
Te-a dus un pic. Na, la limită. Dacă îmi dai mai bine. Thank you, brother. Încă două bare de astea. Oh, nu, nu, nu. Da, după tine, dă vărul. Da, păi să-i la față. A, e. Am murit. Oh, bro, nu mă poți mai dea și pe cineva, două ori trebuie să-i target mine. Bine că-l bate acum, da. Da, îl rupem. Ok, mi-am murit cineva. Nice. Nice. Mi-a dat mă nu 551. Hai să vedem next. And next is last boss, right? Edward 54, nice. Oh, ok. Mergem aici iară. 2S. One tap. Bă, yeah, dacă te-ai temea am să-mi bat piciorul. Da, și eu ajung la limita coș. Poate găsim ceva bag-uri mai bune de cumpărat, dar îți cumperi bag-urile. Bă, eu am un bag destul de bun, nu știu de unde l-am luat. Bă, am unul de tier 4 și eu, dar mai am două de... Am unul de tier 5, cu 580. Da? Da, e nu știu epic. De unde l-am, da. Mă, vreau și așa. De că eu am 1085 pe spate, am deci... Am 1284. Da, vreau și eu așa mai mult. Dar nu știu de unde l-am pe ăla. A, gata, știu de unde l-am. De la Seasonal Mission. Seasonal quest. Ceva un quest albastru deschis pe hartă. Ah. Ok. Ce dracu, mă? Wow. Bă, ești nebun. Bro, nu te baga acolo în joc. Tank over there. Don't stay in the middle, you will take damage. Hey. Da, da. Tank over there. Go. Da, zici că e din Diablo. Bă, ești nebun. Da. You are on fire, come near me. Mi-e frică să mă apropii de ea. Nu știu, eu sunt cu foc. Eu am crezut că tu ești lor, nu știu de ce. Nu, nu, nu. Wow, be careful. Dacă stau lângă healer, suntem bine. Bine că ăsta e primul phase, gen. Da, Mhm. Interesant. Dar nu trebuie să stai când vine valona. Da, unde să stau, Andrei? Uite, acum, mă lua pe-n surprindere. Acum? Bă, dar am dat și slow, parcă. Da, dacă are focus pe tine și acum dă slow. Când are focus pe tine, îți dă slow și ești burned. Wow. Hai că mi-a dat-o rău. Oh shit. Mamă, la limită m-am pierdut. Eu bag mâncare, gen... pentru okay. Victor, sau cum să zic. Phase-ul 2. Bă, ce faci ăsta? Bă, ce... ok. Bro, what the fuck?
că e interesant. Pe mine vine? Acum ai pe healer? What? Mă puneți aia la limită? Da, și pe mine. Am murit. Iar alta. Da. Fuck, man. Mă spart. Și mi-am dat Andrei heal cât am putut. Nu, îți dă prea tare nebunie. Bun, acum are pe mine. Da. Am murit și eu. What the fuck? Dar cum dai durere așa ceva? Mamă, și-am murit și aici în pool-ul ăsta de sânge. Te salvează. Dacă poate. No, shit. Mai țin băieții tank-ul un pic? Bun, nice, shit. Eu încerc să stau lângă el, gen, dar... Dar și eu am stat lângă el, lângă el, a murit Andrei. Ok, iar la mine. Bro, dar dă-te naiba că vine de două ori spre tine și... Yeah, I tried, bro, but I was slowed by her mark. Mhm. Ora, fac băieții? Ce zici? Să sperăm, doamne. Doamne, ajut. Run away, run away, run away, run away, run away, run away. I will get tower, just try not to take tons of damage. What the fuck? Hai băieți, că puteți. Nu prea mai puteți. Din păcate Asian pentru voi, Asian. Sau? Ia, a, de aici se vede mai bine, Andrei, ia. Bă, ești nebun, acela. Să chinuie săracii. Ne-am ia murit. Mă te unii. Dar nu văd, nu poți vezi viața la boss? Nu. Nu. Și boss nebun și crimă. Da.
Dar mă așteptam să fie ceva de genul. Dar e enervant top, da, pe de-ai ultimul boss, mă tu. Dar e enervant, vă rog, că gen, efectiv, cum să zic, dă slow și tu trebuie să-i dai doge abilități și mai vin și prostiile alea din cer și toate alea. Da, da. Bă, dar slow și burn-ul ăla e nasty. E bun, e, da. O să-i văd aici avea asta? Da, mai are trei bari. Trei bari mai are? Da. E bună imata. După 30 de ani afară, două. Guys, you're pro players, you can do it, I believe in you. Cum a zice ăla, shut the fuck up. Că ați murit ca proști. It is DP, it is DPS check, she summoned faster and faster. Nu poți să-i vă viața. Da. Uite, Mateo, vezi, uite, gata, l-am omorât pe ăla. Bun, nu pleca de pisul. Vezi că vine repede, stânga dreapta. E el, GG. Nice try. Da. Hai, de viața noastră. Melee is better. DPS. Melee is better DPS, ia. Tempul la mea, dar ce până vrei să mă schimb acum? Să-mi schimb spec-ul, că așa vrea tu. Vrei să-mi înervăm, Ezo? Ce faci acum? Mă uiți, pot să-mi pun... Nu, zic ăsta. Să moară odată, că n-ai nicio șansă. Does he have a chance? Nope. Ok. I don't understand, like, when she swings, you need to dodge her, but if you are slowed, how do you dodge her? You dodge through it. Go into it. You need to go into her. Talking about the blade? When she have wings. When she have wings and swing to you. You just dodge, you dodge. You are immune to all damage when you dodge. You need to dodge left and right? Yes, I do circle. Uh-huh, okay. It's all timing, it's timing. This fight is easy, it's all dodging. I know, I don't like her when she throws me. Uite, gen acum. Da, gen acum suge pula. What? Ah, da, boss. Fighting her. Let tank have her. Ah, am înțeles. Deci trebuie să lăs tankul să... Da, eu nu trag până noi tankul. Acum poți să tragi pe... Oh, shit, dacă a murit acum ăla.
Mă duc eu să-i dau revive. Mă, nu-i dea tank-ul. Bă, e prost. I am DPS. I think we just reset. Ok, reset. Let's reset, ok. Yeah, wipe. Wipe? Yeah, yeah. As soon as she comes down, beat on your shield. Say nananabubu. Bubble, no bubble. That way she doesn't fuck our DPS. Ce zice tank-ul? Ce zice tank-ul? Că zice tank-ul? Aroni. Mânca mea. Got any ranged attack? No, he needs to... Melee is better. Melee is better. Just make sure you poking in ass, not face. No, he should be behind her. You need to be in front of her and hold her in middle. Like this, you block here, like this. Oh, professional just player. Just make sure you poke in ass, like girlfriend. If you had one. If you have one, yeah. If you don't, here is what it is. Melee is more damage anyway. You need melee DPS. Deci, Mateo, când dă-te tankurile, trebuie să fugi, efectiv, nu trebuie să mai dai nimic, fugi, da, fugi, da, da. Fugi. De tentacule știu, acum știu și de asta. Uite, și acum să hai de timp. Da, Andrei, poți să-i dai și dodge în față. Când vine aia? Da. Păi da, nu ți-ai damage când dai dodge. Ok. Deci când vine raza aia, dai dodge în față, da? O, să-i dai și în față, da. Dacă nu mai poți în stânga sau în dreapta. Te poți să spune că boss-ul ăsta easy? Îți dai seama ce boss bate ăsta atunci. Da, da. Păi bine că nici noi nu suntem pro player ca el. E pro player, Andrei. Ok, și mark me. Vreți să mănânc ceva? Oh, Mateo. Mă pălit și ăla, mă pălit și amândouă. Ok. Ah, ok. Man. Mateo, poți să-mi dai trebuie? Da. Dă-mi tu, lasă-te pierzi de heal. Doamne, ce mă nervează când dă swing înapoi. Bă, am dat dodge, okay. Coaie, dar... Până îmi dă caracter. Panic running, stop panic running. Vine, ba da, vine el spre noi. Bro, da. Eram jos, cum n-ai ba dai dodge? Dă-o dracu de treabă. Eu zbor să ia vine spre noi și... What the fuck? Cum o cheam pe asta, Isabela? Dă-o X-Caut. How to beat Isabella. New warrior. Full guide, yeah.
walking away from me. La pilone trebuie să-i distrugi și mai des, că dacă o să aibă două piloni, atunci e cel mai nasol, Mateo. Păi, dacă nu dă slow, nu poți să-i dau dodge la cut-ul. La ce? La raza aia, la pula mea. Dă-i în față. No. Nu pot. Nu? Na. N-apuc. Că tot caracterul meu e slow. Na. Și pe dodge-uri și pe tot. Da, pe internet zic ăștia că e so easy de bătut. Mă, poate și-o pus la loc. Nu știm noi, Andrei. Run away, run away, run away, run away, run away. Păi ești nevoie. Ce scheme face? Când veni spre tine și zboară, trebuie să-i dai două dodge spre stânga sau dreapta. Am bun, frate, și l-am dat dodge. Cine a murit, mă? Trebuie să distrugi pilonul ăla repede. Destroy the pylon, guys. Na. These circles will kill you. Dacă are două piloane, dă prea mult damage. Mhm. Don't let her have two pylons, she will do a lot of damage. Mai are trei de astea. Nu. Acum a distrus un pilon, dar face altul acum. Da, another face acolo. Pylon, oh my god. Acum nu poți să distrugi, nu? Mateo, că are ceva roșu. Da, nu poți. Uite, acum. Ok, acum, mamă, auleu. Da, trebuie să ai grijă că dă multe prostii în aia. Ia. Hai, Mateo, că poți. Mamă, vine la tine. Doge, mamă. Doge. Ok, ok, ești bine, ești bine. Heal. Heal me, heal me. Ok. Da, ești mort. Ba nu, mamă, ce close. Mamă, ce close. Am mai băgat-o puține. Câte viață mere? Două bări jumate. Mamă. Cum mai faci un pilon acolo? Hai băieți, puteți ușor, ușor. Mamă, dacă așa precizezi dacă batem dungeon-ul ăsta, Mateo. Stăm de oră jumatele. Da. Amu, băieți, hai că puteți. Zici că zice Mateo, nu? Pylon. If you can destroy the pylon, Mateo du-te. Mamă, m-am șurlat damage healer-ul. Hai că am ajuns la asta. Trebuie să fiu atent și la aia, că dacă vine la... Și la bombele astea, că... Dar pot să zic eu, dacă văd lângă tine... dacă vezi Marco pe tine, atunci vine pe tine, Mateo. Hai că-ți dă heal ăla. Bun. Ok. E ok. Ok, vine pe... Mamă, ok. Healer-ul, să nu moară healer-ul. Ok.
Okay, unde e? Acolo. Iată. Câte viață mai rămâne tu? Bară jumate. Uite, vezi, n-am putut, da, toți familia mă. Pilonul? Am și plecat de acolo, perfect. Sorry. Nice, mamă, a murit agonii. Think, trade spots, trade spots, trade spots. Mamă, Mateo, nu mori, te rog? Am murit. De ce nu i-am dat două joare? Revive? Revive agonii. Nu știu, dar dacă are două piloane, deja e destul de mult. Păi healer unde e? Ok, acum, acum. Ok, oh my god, another pylon. Na, trebuie acum să-mi vede ceva la mine. Dacă scoate asta pilonul repede. Dar progresul rămâne la pilon, nu? Da, bun. Hai că-ți trebuie asta. Rămâne. Tu încearcă să distrugi piloanele și lase pe ei, că mamă, virează soarele. Dar să știi că e destul de greu și la pilon, pentru că vin niște bombe și te sferești de ele. Pilon, pilon, pilon. Da, păi asta zic, trebuie să te duci stânga dreapta la pilon. Oh, shit, vezi pilon. Bă, da, am avut un slow. Ai, scurcați-vă cum am pis. La mie îmi dă și slow, îmi dă și bombe în gură. Da. Gen, te duci fix acolo, în marcul ăla și n-am avut. Da, n-am avut ce să fac eu. Mamă, are două piloane, Mateo. Ai. Dar mai are... O bară, cred. Da? Mhm. Nu îi văd viața, frate. No more pylons, just kill, burn. Kill. Mama, mai are o bară, Mateo. Mhm. O văd de aici, dacă vii. O vezi? Da, n-o mai văd. Ia, dacă se apropie, uite. Hai, mama, un sfert de viață. Ia? Dar nu-i făt viața, mă. Run. Pasă, dă-i aim, gen. Cum? Click dreapta, nu? Nu poți da aim cu arma? Ah, ba da. No more, Agri. Bine. Just kill. We can kill. Go to open pad. Deci, n-ai ce să vezi. Mamă, ce boss și-o face rapid internet. Wow, că e destul de easy, dar... Ce că dacă ești sub 570, ce știam, dar kird. Da. Da, așa spune. Băi, eu sunt 584. Mamă, dar uite unde stă aia, Mateo. Stă în balta aia de sânge. Da. Și de hai băieți, cum mai aveți? Mamă, treilea pilon. Holy shit. Oh my god. Can they make it, I don't know. You can do it. Potion. Oh, no. Am murit și healer. Let's go, guys, let's go. Killer, you can do it, you can kill her. Poker in ass, Argani. In ass. Aron, stay in her ass. Ok, și-o da viață. Mamă, e low, Aroni. Hai, băieți, vă rog eu. Mamă, hai, Mateo, nu putem acum să pierdem. Da, hai, Andrei, că bă, mi-aș pula în el, boss. Bă, că am stat două ore aici, ce n-ai bai, dar Newton a fi... Oh, nu. No. Oh, nu. No. Da. Trei piloane. Oh. La mamă. Fuck, man, fuck. Nu cred așa ceva. Mateo, mai ai niște poțiuni de alea... Porcăcale? Da. Tu ai așa. Mersi. Ok, let's try not to die. Ah, dacă nu muream acolo, dar fix în gură mi-a dat bomba aia, Andrei, când am dat full. Fix acolo mă aștepta. Da, Mateo, fii concentrat, de asta nu murim. Da, mă piși, dacă nu-l facem acum, Andrei. Da, gata.
Mateo. Da, nu? Da, deja... Ah, era să moară după. Am burn pe mine, da. Ce n-ai? Eu am burn, ăla așa slow. Ah, ok. Bă, dă-te, dracu de boss. Bă, zici că nu-i mai dau damage. Da, sincer, dau 500... Ah, 932, ok. Pe 932, da. De ce? Dar moare Aroni. Nu știu, poate pare ceva boss ăsta de nu-i dă mai damage. De mă suge el pe mine. Nici nu pot să spun că e cel mai gherat om din lume. Păi nu, dar îi dădeam până acum, știu mai mult. De 932. Ah, uite acum, da. Bă, dar ce trecut de muscă? Bine, bine, bine. Băi, Andrei, pe mine mă bat muștele, Andrei. Putu-s musca mătii să-ți fut. Aveam o gânganie pe mână, Andrei. Na, pe mine urcă gânganii în timp ce fac eu boss-ul ăsta, o mie oare. Ok, acum trebuie să fiu atent să nu mai mor. Că cam așa în gânganie, mătii. Vine, vine, vine. A, s-a dus acolo. Vine la mine, o. Se-ntoarce. Nice. Hai că am învățat un pic. Da, când ai zis Andrei, vine, vine, eu mă uitam la mână și pe mână aveam ceva, o... Nu știu. Hai, pe... bun, Mateo. La bun. Mamă, dar slow-ul. Bă, e jumătate viață. Vini, 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 vini. Oare la mine? Bă, dar de ce din nou slow-ul? Bro, why am I slow-ul? I can't move. Stai, pregătește să dea la noi swing. Înapoi. What the fuck? Ce-i, bă, what the fuck? S-a bugit acolo. Vine la... Ah, vine acolo. Ah, de data asta ne descurcăm. Da, mai bine. Păi na, nu poți nici din prima, Andrei, să le știi pe toate. De acum, Mateo, când facem un... Ok. Când facem un dungeon, hai să ne uităm noi doi, să vedem cineva face boss-ul, știi? Că dacă așa... Că nu, cred că ne ia mult, știi? Da. Măcar o boss-ul final. Ok. I'm gonna try to let me the, do the pile. Yes. Slow you. Trebuie să te uiți jos repede și să dai dodge stânga dreapta. Ok, am mai făcut un pilot. Un pilot. Da, boss. Mateo. Da, mă, te strigă asta.
Te place femeie, dar de la ce să... E. Are crash. No, 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 no. Nice. Slowed. Bă, dar cât mai ține slow-ul ăsta? Ok, mai are o bară jumate. Bro, tot îmi dă slow-ul nebună. Și mă enervează. Oh, lumau. Faceți voi pilonul. Mi-a face un pilon dincolo. Stai că vine să dau revive. Bun, ai grijă, ai grijă, te rog, la home. Na, na, a plecat. Vine, vine la noi. Manu. Ia acolo. One more pylon, just kill, just kill. Fuck, one more pylon. Oh, shit. Da, unde e? Bă. Încerc să-i tragă-mă la cap ca să o omor cât mai repede pana Mateu. M-am dus, Andrei. Hai, Mateu, du-te acolo, ca du-te. I-am dat, Andrei, gata. Oh my god, finally, guys. Nice. Ce vezi că are acum second phase? Bă. Let's go, boys. Nice. Ah, mă, o dura ceva. No, no, it's okay. Thank you guys for you to be patient with us. Now I understand how to kill this boss. Great tech expertise, tu familia. Atâta m-a luptat eu, Andrei. Atâta. Da, asta e nivelul. Bă, am făcut misiunea, mă, am făcut asta, bă, bă. Mie nu mi-a dat nimica. A, bă, da, bă, expertiz. Da. Mm-hmm. Nivele. Asta e nivelul la boss, mă, tu, aici faci. Da, și câta ghiru, Mateo, am în inventar sa. Da, și eu. Câte aia te-am. Mateu, imaginează-ți că prindem oameni mai slabi decât ăștia. Ce facem la boss asta dacă prindem mai slabi decât ăștia? Mori. Mori. Și noi ne chinuiem la ultimul cu boss, Mateu. Da. Ia. The heart of the tempest. Captain Isabella herself. Defeated. Abandoned by the power for which she traded everything. The soul warden were victorious, pulling Aeternum and the world back from the precipice of doom. But at what cost? So many of their numbers corrupted or lost. Their fragile alliance crumbling as the factions fight for dominance. And what of the allies they believe they've gained in the angry earth? It will be clear soon enough that the vengeful hand of nature would grasp far more than equilibrium. And the void exposed when the surge in corruption abates would become a threat of itself. As the soulless remnants of this conflict rise from the battlefield to find purpose and power
in a source as yet unrealized. Yes, the hapless inhabitants of Eternum will soon learn that this chapter may have come to a close. Whoa, nici alta cum altul, bine. Have just begun. Să vă interesant. Tare. Se încarcă joc acum, am văzut. Mi-apare click-ul ăla albastru cu loading, loading, loading. Nebun e boss-ul mai tău. Da, a fost interesant. Bă, dar l-am bătut sau nu? Bă, l-am bătut, l-am rupt, Andrei, nu l-am bătut. Nice. Let's go. Bine, da, cam atât ar fi pentru episodul de azi. Da. Cam o oră. Chinuială mare. O oră și 10 minute, dar măcar am bătut și am făcut dungeon-ul ăsta nebun. Am bătut ce trebuia. Pa, pa. Cel mai bun auto. Poate ne auzim la dungeon, da. Atât.